Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Anda Adam le-a dat în sfârșit vestea cea mare fanilor săi. Vedeta a făcut marele pas și a devenit soția alesului inimii sale, Iosif Mohaci, momentan. Aceștia au făcut doar cununia civilă, însă totul s-a petrecut în mare secret, fără presă și fără prea multă vâlvă. De astăzi, Anda Adam a devenit soția celui care i-a furat inima, Iosif Mohaci. Artista și iubitul ei au făcut vineri, 23 decembrie, pasul cel mare, cei doi s-au căsătorit în fața ofițerului de la starea civilă a sectorului 1. Se pare că nimeni nu a știut de planurile celor doi soți, în afară de apropiații acestora, vestea i-a luat prin surprindere pe fanii vedetei, având în vedere că cei doi s-au logodit cu câteva luni în urmă, în septembrie, când Iosif i-a oferit un inel superb care simbolizează uniunea celor doi. Cei doi au fost îmbrăcați elegant și au strălucit pur și simplu. În fotografiile pe care artista le-a împărtășit cu urmăritorii ei se observă că cei doi sunt deopotrivă fericiți. Dar și copălșiți de emoție, pentru că de astăzi cei doi au devenit o familie cu acte în regulă. Printre cei care i-au urat toate cele bune și casă de piatră se află Raluca Bădulescu și Boier Bibescu. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.